Bună copii! Eu sunt Missy Claudia și mă bucur să fiu din nou cu voi. Azi a venit și prietenul nostru Crenguță. De dimineață, Crenguță m-a întrebat dacă știu cum se numesc aceste fructe. Voi știți cum se numesc? Acestea sunt cireșe. Cireșele sunt fructe care se coc în luna mai și în luna iunie. Ele pot avea culoarea roșu deschis sau roșu mai închis. Unele pot fi mai mari, altele pot fi mai mici. Cireșele cresc într-un pom fructifer care se numește cireș. În episodul de astăzi m-am gândit să pictăm și noi un cireș cu cireșe. Sunteți pregătiți? Înainte de a începe, ne facem încălzirea mușchilor mici ai mânuțelor. Mișcăm degețelele, batem pălmuțele, închidem și deschidem pumnii, îi rotim, scuturăm mânuțele și vă doresc spor la lucru! Încep să pictez cerul. Din când în când umeziți pensula în apă pentru a întinde mai ușor culoarea. După ce terminați de pictat cerul, lăsați să se usuce 5-10 minute și apoi continuați să pictați. S-a uscat. Acum pictez norișori albi. Voi picta și soarele. Puteți să pictați acest peisaj așa cum vi-l imaginați voi. Puteți să pictați mai mulți nori sau mai puțini. Puteți să folosiți o altă nuanță de albastru. Încep să pictez trunchiul cireșului. Acum pictez ramurile. Cu o pensulă subțire voi picta ramuri mai subțiri. După ce se usucă cireșul nostru, încep să pictez cu ajutorul bețișoarelor igienice frunzele. Am terminat de pictat coroana cireșului, acum voi picta iarba. Cu ajutorul unui bețișor igienic, voi picta prin iarbă păpădii albe și galbene. Cu o scobitoare încep să pictez cireșele. Eu îmi doresc ca acest cireș să aibă multe cireșe. În acest peisaj, eu am pictat un singur cireș. Voi puteți să pictați mai mulți cireși. Este alegerea voastră. Tabloul este aproape gata. Vă place? Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. În episodul următor ne vom juca! Dacă vă plac activitățile mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Activities with Missy. Eu și Crenguță vă pupăm și abia așteptăm să ne revedem! Pa! Pa, copii!